la cotele care au fost prezentate ieri de președintele Comisiei Europene. Vreau să fac doar câteva remarci. Nu este încă cazul să fac o declarație exhaustivă în legătură cu acest subiect, dar pot să vă spun că am luat act cu oarece nemulțumire de acest proiect prezentat în Parlamentul European. Faptul că din partea Comisiei s-a lucrat pe un proiect destul de birocratic care a fost prezentat, după părerea mea, nu va duce spre o soluționare. Oricum, avem de a face cu un proiect care prevede, sigur, și în detalii care poate n-ar fi fost necesare în această fază a numărului de imigranți care vor putea fi repartizați în diferite state membre. Luni, în 14, se va întruni în ședința extraordinară Consiliul JAI, unde se va lua în discuție această chestiune. Din partea României va participa ministrul de interne, cu care am avut o discuție în această dimineață, iar mandatul ministrului de interne la conferința JAI este să nu declare adeziunea noastră pentru cotele obligatorii. În nicio formă România nu ar putea accepta un număr mai mare de refugiați decât acea cifră pe care o spuneați dumneavoastră, 1785? Aici nu vorbim de cifre. În primul rând, este vorba de oameni și nu de piese care trebuie numărate. Vorbesc de imigranții care vin în Europa. În al doilea rând, este vorba de o solidaritate europeană și România și-a declarat-o și nu doar prin vorbe, ci și prin oferta de a primi un număr mare pentru noi de refugiați, ceea ce nu considerăm că este o soluție și nu considerăm că este oportun să vorbim despre cote obligatorii calculate într-un mod foarte birocratic, contabilicește, aș putea spune, fără a consulta statele membre. Atunci când a fost făcut acest calcul, domnule președinte,